Bun găsit, sunt Alina Storza și vă invit la știrile Wii Sport. Sheriff Tiraspol a câștigat cu scorul de 1-0 derbiul cu Petrocub Hâncești din Superliga. Golul victoriei a fost marcat de albanezul Mia. Sheriff a obținut a treia victorie consecutivă în campionat. Etapa a treia Superligii a programat la Tiraspol derbiul dintre Sheriff și Petrocub, principalele favorite la câștigarea campionatului. În acest meci a debutat pentru clubul tiraspolean mijlocașul georgian Vladimir Muciașvili, al 16-lea jucător adus de Sheriff în această vară. Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 72 de albanezul Alessio Mia. Sheriff a obținut a treia victorie în Superliga, dar este pe locul 2 în clasament, deoarece Zimbru are un gol averaj mai bun. I think we start very well. We have a great chance by Badalo, and then after that, I think with the other on the end of the first half, solid first half, yeah, with a very good squad. Petrocub, who playing really good football with a lot of touches, with a lot of passes, and I wish them very lucky in the Europa League against Ludogorets and the rest. Red European competition. I want to congrats to my boys, my team, my whole squad, all club. We really needed this win for motivation, for a good start of something new. And чтобы выигрывать в матче, нужно выигрывать дуэли, нужно быть в постоянном контакте с соперником, не давать. Petrocub a fost învinsă pentru prima dată în acest sezon în Superliga, dar pentru gruparea din Hâncești urmează meciul din Bulgaria cu Ludogoreț din play-off-ul Europa League. Într-un alt meci disputat duminică în etapa a treia, Milsami Orhei a pierdut acasă cu scorul de 0-2 în fața echipei CSF Bălți. Oaspeții au marcat ambele goluri în repriza secundă. Milsami este singura echipă din Superliga care n-a acumulat niciun punct și este deocamdată codașa clasamentului. Sâmbătă, în primul meci al etapei a treia, Dacia Buiucani a fost învinsă acasă cu scorul de 1-0 de echipa Spartanii Sportu, care a obținut prima victorie din istorie în Superliga.